Să discutăm despre siguranța pe internet. Exerciții de construire a unei situații de comunicare, pornind de la un aspect relevant pentru comportamentul școlar: clasa A6 a șasea. Enunțarea temei de interes: navigarea în siguranță pe internet. Pentru început, ce platforme de socializare folosiți și în ce scop? Răspunsurile elevilor pot fi colectate utilizând tabla fizică sau online, sau platforme ca Slido sau Mentimeter. Opriți resursa video. Grupăm răspunsurile elevilor. Folosirea platformelor sociale de către elev este pentru a rezolva teme, proiecte, deci ceva legat de educație pentru jocuri, pentru socializare, pentru postarea de fotografii, filmulețe și pentru altele. Aspecte problematice la navigarea pe internet apar? Da. De exemplu, comentarii răutăcioase la poze și filmulețe. Solicitarea de date personale, de parole, etc. Postarea de poze prin screen editate. Abordarea de către necunoscuți. Altele. Exemplificați. Urmările navigării pe internet sunt diverse situații. Dintre acestea, distingem situațiile problematice, deranjante și periculoase. Folosirea rețelelor sociale face parte din viața noastră, de aceea, trebuie să fim pregătiți pentru diferite tipuri de situații. Pentru că învățați bine împreună, vă propun să exemplificați situațiile cele mai întâlnite. Sarcină de lucru. Construiți câte o situație de comunicare pentru următoarele patru aspecte relevante pentru comportamentul școlar. 1. Comentarii răutăcioase. 2. Solicitarea de date personale. 3. Abordarea de către necunoscuți, 4, postarea de poze editate prin screen-uri. Propuneți soluții. Colectivul de elevi va fi împărțit în 8 grupe. Elevii vor primi ca temă una dintre situațiile de comunicare. Se poate începe lucrul în clasă, rămânând ca în ora următoare să aibă loc prezentările, discuțiile și să se ofere feedback. Ne amintim câteva elemente ale situației de comunicare. Opriți resursa video cât timp elevii lucrează pe grupe. Sugestii pentru prezentarea situațiilor de comunicare. Deci s-a încheiat lucrul pe grupe. Fiecare echipă va prezenta situația și soluțiile pe care le-a descoperit. Soluțiile vor fi colectate de către profesor care le va nota pe tablă. Elevii pot expune proiectele lucrate la clasă. Pentru raportare se poate alege o variantă. Un elev este desemnat raportor al echipei sau fiecare membru prezintă câte un aspect. Bravo! Ați evidențiat câteva soluții pentru situațiile de comunicare periculoase. pentru fotografii videoclipuri. Dacă cineva a postat fotografii filmulețe, editate sau nu, fără acordul vostru, faceți captură de ecran. cereți să le șteargă. Dacă nu vă ascultă, discutați cu un adult. Legea vă protejează. Și gândiți-vă de două ori înainte de a posta ceva. Contactul cu necunoscuții. Dacă un necunoscut vă acostează pe privat, vorbiți cu familia. Dați bloc. Nu răspundeți. Comentarii răutăcioase. Dați bloc. Nu așteptați să se repete. Vorbiți cu familia. Vorbiți cu o persoană în care aveți încredere. Cereți sfatul unui adult. Solicitarea de date personale și parole. Creați parole puternice din cifre, litere și simboluri. Nu le încredințați nimănui. Nu le trimiteți. Nu trimiteți pin prin SMS-e-mail. Sunteți minori. Sfătuiți-vă cu părinții și agreați câteva reguli pentru navigarea în siguranță. Țineți minte. Poate fi plăcut și provocator, util și interesant să navigați pe internet. Da. Dar este esențial să respectați reguli pentru a vă proteja de experiențe neplăcute sau dăunătoare. Recomandări! Descărcați-vă aplicația Legendar și citiți și postările de pe site-urile următoare. Un sfat important! Nu stați conectați la internet toată ziua și în niciun caz nu rămâneți conectați peste noapte. Să vă fie de folos.